ANAT este coorganizator la acest târg. Ați făcut mai multe astfel de evenimente în toată țara. Cu ce este diferit cel de la Constanța? Ce este diferit? Avem un pavilion expozițional pe care vrem să profităm de el, spațios. Am plasat, eu zic, bine pentru... Intrare în Mamaia. Da, da. Acum, sincer, eu n-am fost să văd foarte, am fost doar la câteva, la Brașov, am fost la târg organizat de ANAT. Nu știu, sperăm să-l dezvoltăm, să-l facem mai frumos. E greu. E greu, într-adevăr, dar nu e imposibil. Cu ce pot găsi constanțenii care vin și poate chiar și turiștii care vin aici? Ce este la modă în 2018? Unde e la modă să călătorești? Anul ăsta, 2018, Turcia este pe buzele tuturor. Deci este nebunie cu ce... ca și destinație preferată de români. Deja sunt foarte multe curse charter care sunt deja pline. La această oră vorbind, suntem în martie. Da? Deci se încearcă suplimentarea locurilor la avion. Deci Turcia este. După care urmează Grecia, Spania, cele clasice. Bulgaria, litoralul românesc deja a început. Sunt semnale în piață că va fi o vară bună și pentru litoralul românesc, mai ales că voucherele de vacanță sau drumul, aceste vouchere.